El este prietenul nostru Bogdan Veselovski. Salut, Bogdan! Salut, salut, Cătălin! Ești în Malaezia acum. În Malaezia, departe, pe insula Borneo. Dar unde ești acum? Într-o cameră? Da, sunt în carantină la domiciliu, alături de prietena mea Audrey. Hello, Audrey! Când ai cunoscut-o pe Audrey? Păi când am ajuns prima dată pe insulă, ea a fost gazda mea. Acum, la începutul anului. Și acum v-ați împrietenit, nu? Da! Nu, dar poți să o prezinți familiei, Bogdan, că se uită familia ta din România și să o prezinți pe... To present to my family, to my mom, yes. He's looking at the TV now. Da. Și acum ați călătorit și sunteți amândoi în Malaezia, nu? Da, am și călătorit când înainte de restricție și acum ia mă găzduiește aici. Bravo, deci ai din Malaezia, nu? Da, e localnică de aici. Bravo, toată viața ta ai fost un călător. Da, din păcate acum nu e momentul de a călători. Așteptăm, sperăm la mai bine, la vremuri mai bune și asta. Stăm acasă. Dar cum e acolo în Malaezia? Cât trebuie să stai? Normal, da, 14 zile acum în carantină, dar mă rog, eu stau la bine, aș mai sta acum. Viza îmi expiră peste o lună, să vedem dacă pot să mai prelungez, să vorbesc cu imigrația până or fi și zboruri spre România, până se mai... calmează ușor situația, da. Dar deocamdată, acum sunt bine după toată aventura din junglă și tot ce am pățit, acum sunt la căldurică. Da, vrei să te întorci acasă, Bogdan? La un moment dat, da, va trebui. Acum chiar nu. Nu la un moment dat, adică anul ăsta? Adică da, într-o lună, probabil în iunie, pe la sfârșit, așa o să fiu acasă. Dar nu trebuia să stai, n-aveai planurile să stai mai mult? Normal, era vorba să vizitez toată Asia, să ajung și prin Thailanda, Cambodgia, Vietnam, Laos, prin India, prin Nepal, încă un an, doi, da? Situația de față acum mă obligă să spun pas. Poate o să mă apuc să-mi scriu memoriile, să scriu jurnalul, să mă reapuc de blogul pe YouTube și da. Da, arată-ne un pic cum e pe acolo, se poate pe afară, ai semnal? Afară întuneric, e noapte la mine. Cât e ceasul acolo? Acum e 9. Bă, ce trece timpul, bă. Nu, că mai devreme am fost în Columbia și era în regulă și acum m-am debusolat puțin, că din Columbia am ajuns în Malaezia și e noapte. Da, sunt aici cu Audrey, cu pisici, avem 3 pisici. Da, Audrey e iubita ta? Da. Lasă tu că nu înțelege. Lasă că nu înțelege acum. Deci voi v-ați cunoscut la începutul anului, nu? Da, da, știe ceva în română. Tell him what you know in Romanian. Vezi ce știe? What? I only know one word. But pupici. 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 Pupici cu pupici cu sclipici. Pupici. Da, 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 da. Te-ai roșit tot. Nu știu dacă de la căldură, poate e cald în Malaezia, dar te-au trecut și apele. Și aveți pisici? Ce ai zis că aveți? Da, avem și pisici, da. Dar unde sunt? Aici e una. Ia uite. Da, uite. Totuși, hai că nu s-a întunecat afară. E pe hol aici, în casa scării. Am crezut că vedem și noi un pic Malaezia. Ați văzut-o în videoclip acolo, și jungle, și... Da. Bogdan, să ai grijă de tine, lumea te poate căuta pe Instagram, Bogdan Veselovski, un băiat extraordinar. Miley Traveler. Stai, deci cum e, dar pe Instagram, dacă dai Bogdan Veselovski, nu apare contul tău? Probabil că și apare, dar e greu, Veselovski, până scrii, până lumea înțelege lumea. Atunci Smiley Travel. Smiley Traveler. Traveler. Da, și pe Instagram și pe YouTube. Ai grijă de tine și de iubita ta. Și o să am. Și poate da, într-o lună, două ne vedem.
Mulțumim mult, abia așteptăm să ne mai arăți imagini și să ne mai trimiți. Mulțumim mult, Bogdan Veselovski, la revedere! Okay, și eu vă mulțumesc, salutări, aveți grijă de voi, numai bine! Numai bine!